de concurs. Bun, Florin și Bucălaie, sunteți așteptați la joc. Jocul nu e despre noi, este despre telespectator. Încercăm să dăm 500 de ron voucher de cumpărători unui telespectator ce s-a înscris pe fresh.a1.ro. Am schimbat regulile jocului. Ca să te înscrii acolo, trebuie să alegi un ingredient sau mai multe cu etichetă galbenă din catalogul Kaufland și să-l propui într-o rețetă. A făcut-o Alisa și noi am pescuit-o din lista cu foarte mulți participanți de pe fresh.a1.ro. Alisa, să rămână, bună dimineața! Bună dimineața! Unde ești în momentul ăsta? Sunt de acasă, în București. Foarte bine! Ai un program pentru astăzi sau pentru mâine de întâi? Program full-time cu copiii. Păi, stăm și pe întâi, stăm și pe doi, stăm și pe 31, întotdeauna este ziua lor. Alisa, te înțeleg perfect. Hai să-ți ajut viața, poate weekendul următor la cumpărător va fi mai ușor, cu 500 de ron. Te ajută colegii mei. Pentru primii 250 de ron, dacă ai un televizor la dispoziție, pornește-l. Trebuie să-mi enumeri 10 tipuri de produse, nu branduri, care se găsesc în catalogul special Kaufland. Ești pregătită? Sigur. Trebuie să mi le spui în 30 de secunde. 3, 2, 1 și start, Alisa! Cârnați, carne, măsline, chistele, baghetă, ulei de măsline, scutece, oțet, arpacaș, chipsuri, compot. Stop, foarte bine, am trecut de 10 cu ușurință, se pare că ești un bun cumpărător. Ca să-ți dublezi premiul, deci deja ai 250 de ron de la Kaufland, okay. Ca să-ți dublezi premiul trebuie să-mi spui ce echipă crezi că va câștiga jocul Frigăruia Fâs. Fâs? Da. Orice om știe că doar pe internet oamenii pot băga bețe de frigăruie într-un balon, da. Le pot scoate pe partea cealaltă și balonul nu se dezumflă. Așa este. Atenție mare, trebuie ca această poveste de pe TikTok să treacă în realitate. Aveți la dispoziție băți de frigăruie, aveți baloane de diverse dimensiuni și presiuni, iată. Dar aveți și ulei pentru lubrifiere. Depinde. Așa cum ne-a învățat prima noastră profă de biologie încă din generală, dar eram prea mici să înțelegem, am aflat mai târziu că lubrifierea este cheia tuturor succeselor. Îmi trebuie un titlu pentru echipa voastră, Bucălaie, te văd mai creativ. Publicitarii. PP. Product placement. Da. Publicitarii. Publicitarii. Creativi. De unde ți-ai luat baloanele? Baloane la vârsta ta? De la Superneața. Am eu nevoie de un nume de echipă și pentru voi, Ramona. Te văd astăzi creativă. Țepeș. Familia Țepeș. Familia Țepeș. Foarte bine, bravo. Cum se cheamă echipa lor? Țepeșari. Okay, echipa okay. Țepeș. Topari. Țepeș Mode. Da. Care Țepeș merg după... Mode. Principiul, dacă nu trage în țeapă astăzi... Bun, ceva netras în țeapă... Cine trage țeapă altuia... Un boier netras în țeapă astăzi se întoarce împotriva ta. Haide. Ramona știe. Cu cine joacă, doamnă? Alisa, cu cine joci? Cu publicitarii sau cu familia Țepeș? Avem și piesă. Publicitar! Da. Haideți să fie cu familia Țepeș. Ba! O să regreți! Unde o să regreți? O să vedem! Sună chiar acum la numărul înscris pe... Bun, atenție mare, vă dau 90 de secunde la dispoziție. Ori de câte ori reușiți să băgați țeapa prin balon și să o scoateți pe dincolo, da? Înfigeți țeapa în mingea din față. Asta așa. Înseamnă că punctați. Așa facem. Dacă balonul nu se blegește până la finalul concursului, sau mă rog, ce-o face el, se fâsie, așa. Atunci punctul se pune. Puteți continua până vă zic eu. Stop, începem în 5, 4, 3, 2, 1 și jucăm. Mamă, Radule! Frigăruie Fâs, la neața! Primul balon a cedat la Radu. Asta. După aia cauți aici. Răzvan a reușit deja un balon, are un punct pentru echipa lui. Deci face așa și îl bage aici. Ramon a reușit și ea un punct. Mai repede, că e strâns în situația. Ok, înțeleg. Nu vrem să piardă, doamnă. Aici este o tactică, Bucălaie. Gata. O să te întrebe... O să ai și tu. Te întreabă nevastă ta, ce ai făcut azi la viața? Ce îi spui? Am băgat în baloane. Bravo. Da. Am învățat să nu se spargă. M-a stat pe față cu ulei. Oricum, e un joc bun și pentru cabană și pentru acasă. Se poate juca la anunți dacă vă plictisiți, dacă a venit peștele rece. Nu e absolut nicio problemă. Mai aveți 45 de secunde din momentul acesta. 45? Ce mă fac cu timpul ăsta? De unde ți-ai luat timpul? De unde ai luat? Dă-mi chiar acum și mie numărul de telefon.
foarte bine se descurcă familia Țepeș. Ai trei? Hai că avem și noi patru. Aveți, nu sunteți rău deloc, să știți. Foarte bună, regia Mistrețu, ai o primă, pentru că ai prins în direct spargerea balonului. Bine, voi îl filmați și pe cel mai slab concurent, că știți că lui se întâmplă, dar mă rog. Prima este în produse Mistrețe. Îmi pare rău, nu mai avem cash. 5 secunde, dragii mei. 4, 3, 2, 1 și stop, joc! Radu, îmi pare rău, pune verde. Dacă pe jumătate nu se pune? Nu, nu se pune, nu se pune. Florin, gat. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 puncte. 6. Și cu 4, 10. 10. Ai puberi un cace. Să vedem ce ikebana a reușit Ramona. Avem de bătut 10 baloane. 2, 4, 6, 8, 9. A pus doar Ramona, vă dați seama ce... Eu am pus ca exact așa cum împodobim bradul, numai către muzafir. Aici e geamul. Pentru că în spate, după cum... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alisa a avut mână bună. Pentru că băieții au reușit cu un scor de 15 la 10. Nu mă mai sperii de mult, Răzvan. Te-ai speriat? Nu m-am speriat, am scăpat de strop, dar asta e de la vârstă, nu e de la faptul că... Alisa, 500 de ron de la Kaufland și Neața ajung la tine. De la Kaufland? Care? Și Neața? Vă mulțumesc, mulțumesc.